Metalosport a început greoi sezonul Ligii a treia. Echipa lui Viorel Tănase a avut dezavantajul lipsei de omogenitate. Chiar dacă au fost destule sincope, echipa gălățeană a avut un final de sezon foarte bun, ceea ce a făcut ca locul din clasament să fie onorabil. Formația de la Dunăre poate mai mult, iar acest lucru poate fi demonstrat în returul campionatului. Cu 2-3 achiziții, Metalosport se poate bate de la egal la egal cu formațiile aflate pe primele locuri în clasamentul serii. Viorel Tănase, cu profesionalismul și dragostea de meserie care îl caracterizează, a reușit cu pași mărunți, dar siguri, să închege un mecanism. Metalosport poate realiza un retur excelent care să ofere speranțe pentru sezonul următor. Echipa gălățeană va ataca promovarea în sezonul 2015-2016, ceea ce este o veste bună pentru iubitorii fotbalului din Galați.